Bine ziua, dragi elevi! Azi vă propun să continuăm călătoria din lumea poliedrelor în lumea corpurilor rotunde. Și anume, azi vom învăța lucruri utile și importante pentru noi despre cilindru, conul și sfera. Ați știut că cilindrul, conductele de apă sau petrol, cisternele, cazanele de presiune, toate acestea au forma cilindrică. Cilindrul, deci, este corpul obținut prin rotirea unui dreptunghi în jurul uneia dintre laturile lui. Bazele sunt două cercuri congruente cu raza R, situate în două plane paralele. Deci, bazele cilindrului sunt două cercuri paralele. Segmentul determinat de centrele bazelor este înălțimea acestui cilindru. Segmentul O1 este înălțimea cilindrului. Segmentul care unește două puncte ce aparțin bazelor cilindrului și este paralelă cu înălțimea lui se numește generatoarea cilindrului. Respectiv, în desenul nostru, AA1 și BB1 sunt egale și reprezintă ambele generatoarea cilindrului. Vă propun, dragi elevi, să cercetați care este desfășurata cilindrului. Deci, observați că partea, suprafața laterală a cilindrului, reprezintă acest dreptunghi. Dimensiunile căruia sunt. Aceasta este înălțimea cilindrului, iar lungimea dreptunghiului, dragele, reprezintă lungimea cercului, care ați văzut în lecțiile precedente că este egală cu 2 pi r. De aici, dragi elevi, rezultă că area laterală a cilindrului este lungimea înmulțită cu lățimea dreptunghiului, care este egală lungimea 2 pi r înmulțit cu înălțimea h, respectiv formula de determinare a suprafeței laterale a cilindrului este 2 pi rh. Bazele cilindrului sunt două cercuri cu raza r. Deci area unei baze este egală cu pi r pătrat. Deci area totală a cilindrului. Area totală a cilindrului, suprafeței cilindrului, este area laterală plus 2 area bază. Plus 2 baze. Deci, vă propun să aplicăm aceste raționamente. Pentru aceasta, vă propun să aflați area suprafeței ocupate de desfășurarea unui cilindru cu raza bazei de 5 cm și înălțimea de 7 cm. Deci, în problemă, se spune că raza bazei este de 5 cm, înălțimea cilindrului este de 7 cm. Vom afla suprafața ocupată de desfășurata unui cilindru. Această suprafață reprezintă area totală, care este egală cu area laterală plus 2 area bază. Este egală cu area laterală. Observați, dragile, este 2 pi per h. Respectiv, 2 pi înmulțit cu raza care este 5 și înmulțit cu înălțimea care este 7. Plus 2 area bazii. 2 înmulțit. Area bazii e pi r pătrat. Pi înmulțit cu 5 la pătrat. Efectuăm calculul. 2 înmulțit cu 5, 10, înmulțit cu 7, 70 pi. Deci, area laterală este 70 pi. Adunat cu 5 la pătrat 25, 25 înmulțit cu 2 este egal cu 50 pi. Rezultatul final, 120 pi centimetri. Deci, suprafața totală ocupată de desfășurata cilindrului reprezintă 120 pi centimetri pătrați.
Să vedem, dragele, ce este conul și cum se obține el. Conul este corpul obținut prin rotirea unui triunghi dreptunghi în jurul uneia dintre catetele lui. Astfel, dragele, deci VO va reprezenta triunghiul dreptunghic în jurul căruia se rotește el, așa, și se obține conul respectiv. Care sunt elementele lui? V. V este vârful conului. Deci, ca și la piramide, dragile, conul are vârf. VO este înălțimea conului. Înregistrăm lucrul acesta. Respectiv, baza conului reprezintă un cerc. Croază de cerc. Segmentul determinat de vârful conului și un punct de pe cerc din bază se numește generatoare. Astfel, dragile, segmentul VA și segmentul VB reprezintă, în cazurile noastre, generatoare. Sfera. O mulțime de corpuri din jurul nostru au formă sferică. Chiar și planeta noastră, Pământ, la fel are forma sferică, puțin bombată la poli. Mingea, felinarele, multe havuze la fel au formă sferică, chiar și unele bijuterii la fel au această formă. Forma sferică. De ce este sfera? Mulțimea punctelor din spațiu, dragile, egal depărtate de la un punct fix, îl numim O, centrul sferic, se numește sfera. Deci, încă o dată, mulțimea punctelor din spațiu, egal depărtate de la un punct fix O, care este numit centrul sferic, se numește sfera. Sfera reprezintă suprafața unei bile. Segmentul determinat de centrul sferii și de un punct de pe suprafața sferii se numește raza sferii. Cum vom determina area și volumul corpurilor de rotație? Vom învăța în clasa 9. Acum vă propun să sistematizați cunoștințele dumneavoastră la cilindru, conul și sfera. Pentru aceasta, să deschideți manualul la pagina 226-227, să găsiți paragraful 5.52, corpuri de rotație, din manualul de clasa 6. Să analizați exercițiile rezolvate și să încercați exercițiile propuse pentru rezolvare. Dragi elevi, vă doresc succese și vă zic pe curând!